Bun venit în Gibraltar, în această zi minunată de sâmbătă. Este ajunul Paștelui Catolic, așa că ne-am hotărât să dăm o tură de jur împrejurul țării. Este ora 1 după amiaza. Ne vom plimba de jur împrejurul stâncii din Gibraltar. În mod normal, această plimbare ar trebui să dureze în jur de o oră și jumătate, două ore. Însă nu ne vom grăbi. Este o zi absolut minunată. 21 de grade afară, soare. Și e ajunul Paștelui. Ceea ce înseamnă că nu ar trebui să fie foarte aglomerat. Toată lumea migrează pentru weekend din Gibraltar înspre Spania. Ori la hoteluri, ori la casele lor secundare. Este o coadă, tocmai de la graniță, de unde ați văzut primele cadre, până la aeroport. Acolo este turnul de control al aeroportului. Nu știu cât de mult știți, însă aici, în Gibraltar, pista aeroportului este întretăiată de drumul principal care face legătura între Gibraltar și Spania. Vă voi explica mai multe despre aeroport în alt episod. Chiar acum traversăm la picior peste pista unde de altfel aterizează avioanele. Ne aflăm acum chiar în mijlocul pistei. Bate puțin vântul. Din păcate, nu sunt avioane parcate la terminal deloc. Astăzi a fost o zi liniștită. Să puteți vedea marcajele pistei și de parte și de cealaltă. Pista are o lungime totală de aproape 1,8 km. Deci nu pot ateriza avioane foarte mari. Însă avioanele de genul 737 A320, cam toată flota, Blue Air, Wizz Air, pot ateriza aici fără probleme. Din păcate nu au fost zboruri acum cât am trecut eu pista. Voi face un alt episod mai în detaliu despre toată operațiunea de la aeroport. Și voi încerca să filmez niște avioane. Aeroportul din Gibraltar este unul totuși micuț. Nu are foarte mult trafic. Să zicem, în zilele bune pot fi 20-24 de mișcări pe zi. O mișcare însemnând ori o decolare, ori o aterizare. Însă acum, cu pandemia, sunt zile și cu zero mișcări. În cel mai multe zile, undeva media este între 8 și 12. Deci nu este foarte aglomerat. După cum vedeți, coada de mașini se extinde mult, mult, mult înspre est. Foarte multă lume dorește să plece în Spania în acest weekend. Nu-i condamn, e o zi frumoasă. Și este un weekend lung. Aici, din păcate, unii trebuie să se ducă și la muncă. Nu au norocul sau luxul să nu muncească de sărbători sau în weekend. Însă asta e. Puteți vedea pista aeroportului cum se extinde în plan îndepărtat. Iar aici este unul din cele câteva porturi de ambarcațiuni din Gibraltar, cu bărci fel de fel. Iar, să zic, perla acestui port este acest yacht, care este și hotel, casino, găzduiește, cred că, 3 restaurante, diferite săli de sport, piscină, toate cele. Îndreptăm acum către zona cu restaurante și baruri. Din câte văd, nu este foarte aglomerat, probabil pentru că, după cum ați văzut, multă lume a decis să plece în Spania astăzi. În
o zi normală de weekend, barurile și toate bodegile de pe aici sunt pline. Chiar și în timpul pandemiei aici toată lumea a fost vaccinată cu cel puțin un vaccin și cred că astăzi cel puțin 70% din populație a primit și al doilea vaccin. Nu se poartă măști pe stradă, mă rog, nu este o obligație să se poarte măști pe stradă, doar în incinta diferitelor spații publice închise. Să vă arăt prețul câtorva proprietăți din Gibraltar. Nu-mi dau seama dacă se vede. Gibraltarul nu este chiar un loc ieftin de trăit. Aici, după cum puteți vedea, un studio, 350.000 de lire. Chiar în acest cartier unde ne aflăm acum cu toate barurile. Aici un apartament cu 3 dormitoare și sufragerie, mai ieftin ca acel studio. 335.000 de lire, însă într-o locație diferită și o clădire mai veche. Un apartament cu 4 dormitoare, 1.090.000 de lire. Dacă doriți să vă mutați în Gibraltar, să veniți cu portofelul plin. Părăsim acum acest cartier central unde sunt multe restaurante și baruri. Ne vom îndrepta către Main Street, o stradă pietonală din centru, să zicem, centrul vechi al orașului. Vom vedea cât de aglomerat este. Sper că nu foarte aglomerat. Nu sunt fan mulțimi și adunări. Trece acum chiar pe sub vechiul zid al orașului către piața Casemates. O piață relativ artificială, nu a fost așa de când lumea, când s-au decis să construiască sau să facă această alee pietonală să oprească circulația mașinilor, atunci au și dărâmat ceva clădiri din această piață și au făcut spațiu ceva mai aglomerat aici decât în cealaltă zonă cu restaurante și baruri prin care tocmai am trecut. Iar în față Main Street. După ce voi trece de Main Street, vă voi spune și câte ceva despre anumite controverse sau întrebări care apar legate de Gibraltar. Sper să lămuresc ceva lume care nu este neapărat lămurită despre ce este sau ce a fost Gibraltarul. Da, dorința mea nu s-a îndeplinit. Este multă lume aici pe Main Street. Deși trebuie să recunosc că sunt mai puțini oameni decât în zilele bune pre-pandemie, când Gibraltarul primea chiar și 3-4 vase de croazier în fiecare zi cu până la 5.000 de turiști fiecare, deci vă puteți imagina 20.000 de turiști străini cu bani venind să facă aici cumpărături fără taxe, practic tot Gibraltarul este duty free. Astăzi sunt convins majoritatea persoanelor de aici sunt localnici pentru că încă sunt restricții de intrare în Gibraltar. Nu știu exact care sunt, sincer să fiu, însă trebuie să aveți un fel de legătură cu Gibraltarul, ori să fiți cetățeni, ori să locuiți aici, ori să munciți aici, sau să fiți din zonele limitrofe din partea Spaniei ca să vă fie permis accesul în această perioadă.
Cu cât ne continuăm drumul în sud, spre capătul Main Street, s-a mai rărit de oameni. Foarte multe magazine pe această stradă care vând bijuterii, ceasuri, mai mult sau mai puțin de lux, băutură și tutun. Și foarte multe persoane care locuiesc în Spania și vin aici doar pentru a se aproviziona cu aceste produse, în special tutun și alcool și, bineînțeles, benzina, care este cu mult mai ieftină, spune, decât în Spania, undeva la 30-40-50% în funcție de zi. Deci clar merită pentru persoanele care locuiesc în zonă să facă trecerea în Gibraltar, chiar și numai să se aprovizioneze cu benzină și apoi să treacă înapoi să ducă acasă. Vă asigur că nu sunt 31 de grade, probabil acolo sus unde s-a încins plasticul, însă este destul de cald. Zice chiar puțin mai cald decât atunci când am plecat, probabil undeva la 23-24 de grade, mai ales aici unde nu bate vântul, pe aceste străduțe chiar se simte căldura și îmi place, e foarte bine. Din păcate sunt la capătul aleii pietonale, de aici încolo va trebui să ne continuăm drumul printre mașini. Să sperăm, nu foarte multe. Aici pe stânga este clădirea guvernamentală din Gibraltar. Iar în continuare clădirile vechi încet încet, sau casele vechi cel puțin încet încet dispar și ajungem într-o zonă predominant rezidențială, întrucât ieșim din centrul vechi al orașului. Din păcate, sunt nevoie să filmez contra soarelui. Aici puteți vedea niște case copățate destul de sus. Deși sunt case vechi, stați liniștiți, au un preț foarte piperat din cauza locației mai exotice, să spunem așa. Iar nu știu dacă se vede în imagine, acolo este telecabina pe care o puteți lua din aproape din centrul Gibraltarului până în vârf, dacă nu doriți să urcați pe jos. Să vă faceți o idee asupra itinerariului de astăzi. Am plecat de aici, de la graniță. Am trecut pista de avion, după cum vedeți. Apoi ne-am plimbat pe aici. Iahtul acela mare pe care vi l-am arătat, restaurante, codegi. Am trecut în centru, în piață, am mers de-a lungul Main Street-ului, oricum suntem aici și ce vom face? Vom merge în continuare până în capăt, iar apoi ne vom întoarce pe partea cealaltă și vom ajunge de unde am plecat. Și ajuns la stația de teleferic de la baza stâncii. În depărtare puteți vedea The Rock Hotel, unde John Lennon și Yoko Ono s-au căsătorit. Hotel care obișnuia să fie frecventat de multă lume celebră. În restaurant acolo au diverse poze pe pereți cu celebrități. Mai mult sau mai puțin britanice, nu le cunosc nici eu pe toate. Iar aici, atârnat de cablu, puteți vedea telecabina cum coboară. O tură durează cam 4 minute. În opinia mea, nu își merită banii, decât dacă aveți ceva
impediment în a urca la picior până sus, sau dacă nu aveți foarte mult timp. Costul este undeva la 20 de lire, dus întors, din câte țin minte, deci aproximativ 100 de lei, dar da, nu mi se pare că merită banii deloc. Iată, ne ajungem și la Grădina Botanică din Gibraltar. Una din puținele oaze de verdeață de aici, din păcate. Sper să fie deschis. Știu că intrarea este liberă. Și într-adevăr, poarta pare deschisă. Nu am făcut decât o scurtă trecere prin această grădină botanică de data aceasta, pentru că nu doresc să ajung în sus pe deal. Am spus că mi-am propus să menajez genunchiul cât de mult pot astăzi, așa că voi face o tură, așa cum v-am spus, în jurul Rocii și într-un vlog viitor, într-un episod viitor, vă voi arăta și cum este să urcați la picior pe stânca. De aici până în cel mai sudic punct al țării nu prea mai am ce să vă arăt foarte interesant, doar șiruri și șiruri de blocuri rezidențiale. Așa că vă voi spune câteva lucruri despre Gibraltar. Probabil nu mulți sunteți foarte familiarizați cu acest teritoriu foarte mic, la urma urmei, din acest colțișor al Europei. În Gibraltar sunt aproximativ 33.000 de oameni, majoritatea gibraltarieni, localnici. Nu sunt britanici, nu sunt spanioli, nu sunt de alt neam. Ei au identitatea proprie și își spun gibraltarieni sau gibraltarezi, nu știu exact care este forma corectă. Sunt un mix de oameni din mai multe locuri. Bineînțeles, acum 300-400 de ani, 500 de ani de-a lungul timpului, s-au aciuat de peste tot. Într-adevăr, la bază, probabil o treime din populație sunt de neam britanic, încă o treime de neam spaniol, iar ultima treime, un mix de genovezi, venețieni, evrei și marocani, în principal. Bate vântul foarte tare aici. Da. Nu le place să li se spună că sunt nici spanioli, nici britanici, nu se identifică neapărat cu una sau cu alta. În anul 1969, dictatorul spaniol Franco a decis să închidă granița complet, iar acea graniță a stat închisă până în anul 1982 pentru pietoni și 1985 pentru vehicule. Multe familii de aici au fost nu destrămate, dar separate, pentru că unele aveau rude în partea spaniolă. Practic erau ca două orașe gemene, Gibraltarul și La Linia, orașul de peste graniță. Și bineînțeles, această separare, care a durat mai bine de 10 ani, 13 ani, a dus la o rupere a relațiilor. Localnicii din Gibraltar nu au nimic cu spaniolii ca populație în sine, oamenii de rând, dar au ceva împotriva politicienilor spanioli sau regimului spaniol și pot să și înțeleg de ce, pentru că au fost tratați așa cum au fost tratați de-a lungul timpului. Așa că dacă ar avea de ales între, să spun, abstract, doriți să fiți britanici sau să fiți spanioli, sunt convins că multă lume de aici ar alege să fie britanici.
Care mă duce la o altă întrebare. Ce este Gibraltar? Este britanic sau este spaniol? Păi, Gibraltarul este un teritoriu autonom. Nu este nici britanic, nici spaniol, nici nimic altceva. Marea Britanie, la urma urmei, consistă din 4 țări, nu? Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Orice altceva, nu poți să spui că este partea Marii Britanii, ci este, să spunem, teritoriu autonom, aflat sub protecția, orecum, sub protecția coroanei. Astfel încât, în Gibraltar, Marea Britanie se ocupă doar de două lucruri. Relații externe și apărare. Nu există armată locală aici, în Gibraltar, dar pe viitor, în cazul în care vreodată, nu știu, există vreun conflict, vreun război, atunci este responsabilitatea Marii Britanii să intervină, să spun, să apere teritoriul gibraltarian. În toate celelalte privințe, Gibraltarul este, să spunem, de facto independent. Chiar și în relațiile externe, guvernul britanic mereu se consultă cu guvernul local. Nu se iau decizii unilaterale în ceea ce privește viitorul Gibraltarului, să spunem. În toate celelalte situații, de exemplu, Gibraltarul are guvernul propriu, nu este guvernat de nimeni din Marea Britanie. Are, să spunem, într-un fel, moneda proprie, își bat propria monedă. Este lira gibraltariană, care are aceeași, într-adevăr, aceeași paritate cu lira sterlină din Marea Britanie. Aici, în Gibraltar, se acceptă și lira gibraltariană și lira sterlină, dar vă asigur că dacă vă duceți oriunde în Marea Britanie cu moneda locală de aici, cu lire gibraltariene, nimeni nu se va atinge de ele. Nu cred că nici băncile nu vor vrea nimic de a face cu această monedă. Chiar m-au luat căldurile acum, am transpirat. Bun, să trecem la limbă. Ce vorbesc, domnule, oamenii de aici? Engleză, spaniolă? Limba oficială este engleza, doar engleza. Să spunem limba de stat. Limba locală, dacă vreți, tinde mai mult spre spaniolă. Se numește Janito, de fapt, și este o combinație între spaniola andaluză, vorbită în sudul Spaniei, cu un anumit accent și anumite regionalisme, și engleză. Foarte puține cuvinte sunt împrumutate și din alte limbi, genoveză, ebraică, însă majoritatea vocabularului este din limba spaniolă. Bineînțeles, lumea de aici este bilingvă, însă acasă cei mai mulți tind să vorbească în Janito, să spunem, în spaniolă. Pe stradă, la fel, între ei, localnicii preferă această limbă. Însă dacă se ia o vorbă cu tine și își dau seama că nu vorbești spaniolă, se schimbă pe engleză, nu e nicio problemă. Deci există aceste divergențe între Gibraltar și Spania sau Marea Britanie și Spania pe tema Gibraltarului, pentru că Spania încă consideră că Gibraltarul ar trebui să fie parte integrală din Spania. Bineînțeles, Marea Britanie nu este de acord, populația locală de aici nu este de acord, au votat în două referendumuri diferite dacă doresc alitirea sau asocierea mai apropiată cu Spania și de fiecare dată în proporție foarte, foarte mare, peste 90% au votat că ei doresc să își mențină statutul pe care îl au în momentul de față. De aceea uneori există probleme la graniță, ofițerii spanioli, dacă au, să zic, ordine de la Madrid, totul, vă dați seama, politic, dacă au ordine să facă probleme sau întârzieri aici la graniță, o fac
De altfel, traficul este fluid. Foarte rar vă este verificat actul de identitate în detaliu. În mod normal, chiar și din mașină, dacă treceți și numai îl arătați de la distanță, vi se face semn să treceți mai departe. Dar când, după cum v-am spus, probabil pe criteriu politic, când decid autoritățile de graniță din Spania să facă probleme, opresc fiecare mașină, iau fiecare act la puricat, cu verificări, ca lumea deschide portbagajul, te verifică de droguri, de țigări, de alcool, contrabandă, practic. Și vă dați seama, dacă o singură mașină este oprită la graniță, granița neavând decât o singură bandă de ieșire pentru mașini și o singură bandă de ieșire pentru scutere sau biciclete, dacă opresc fiecare mașină și pentru un minut și sunt 60 de mașini în coadă, e o întârziere de o oră. Și astăzi, după cum ați văzut, erau mult mai mult de 60 de mașini în coadă. Există discuții ca Gibraltarul să intre în spațiul Schengen de anul ăsta, ar trebui, chiar dacă oficial au ieșit din Uniunea Europeană din cauza Brexitului. Bănuiesc că această măsură încă a fost întârziată din cauza pandemiei, dar există zvonuri că se va elimina granița fizică ca între toate celelalte țări din spațiul Schengen, de altfel. Dar deocamdată, după cum ați văzut, granița încă există acolo. Haideți că v-am ținut de vorbă cam mult și nu v-am mai arătat pe unde am ajuns. Suntem într-un cartier liniștit din zona sudică a orașului / a țării. Cam același lucru. Doar blocuri, nu mare lucru de văzut. Momentan, genunchiul meu încă se menține în formă, surprinzător și spre bucuria mea. Așa că îi dăm înainte, fără planuri de a abandona acest traseu.